Cred că am reușit să facem și saltul calitativ, pentru că începem o campanie de sensibilizare a publicului larg, ceea ce înseamnă că noi am înțeles nu numai nevoile, dar am înțeles și faptul că așa se creează solidaritatea, când cunoști nevoile celuilalt. Solidaritatea sună frumos, poți face eseuri, poți discuta ore în șir despre solidaritate, dar dacă nu cunoști nevoile celui de lângă tine, nu se poate realiza, este doar o vorbă frumoasă. Campania noastră asta face. Înțelegerea nevoilor celuilalt. Îi înțelegem pe nevăzător, îi înțelegem pe cei fără auz și așa îi integrăm. Asta este misiunea noastră anul acesta.